Stațiunea Olimp a fost gazda unui eveniment important, intitulat sugestiv Zilele Recoltei. Timp de 3 zile, vizitatorii s-au putut bucura de produse autohtone diversificate, venite atât de la producătorii locali, cât și de la cei din țară. Brânză de oaie, de capră, pastramă afumată, iudem și carne de porc și vițel. Am venit la târg la Mangalia fiind astăzi aici, am zis să vin și aici cu ceva să ofer celor care sunt aici. Am ales să le transmit prin aranjamentele mele, din natură, din frumos, un pic de relaxare. Improvizăm așa la repezeală un târg la sfârșit de toamnă, acum deși sunt alegerile și nu prea se organizează în țară. Am zis că parcă nu putem să nu marcăm începutul de toamnă și sfârșitul verii târzii. Un eveniment frumos, vremea ne-a a fost alături de noi. Au venit expozanți cu fructe din Focșani, cu must. Au venit creatori handmade din Timișoara, din Cluj, din București. Ne străduim să, ca în anii următori să devină o tradiție în fiecare toamnă, să fie un eveniment frumos, cu muzică, cu relaxare, fiindcă cei care stau pe litoral toată vara muncesc, nu au timp nici de plajă, nici de distracție și atunci un eveniment de genul acesta este binevenit. Pe lângă toate acestea, participanții la eveniment s-au putut delecta și cu o serie de spectacole și concerte. La, la, la! Bă, ce bun sunteți, frate! Fac o dată cu la, la, la! La! Pauză pe timpul 3, te rog. Foarte plăcută la festivalul de la Olimp, festivalul de toamnă. De unde sunteți? Din București? Cum vi se pare o astfel de activitate? Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Am venit în mini-vacanță să încheiem sezonul. Este excepțională, eu aș dansa. Păi și de ce nu faci? Să dau și un spectacol în capătul celălalt de alee, nu? Văd că lumea este foarte mult comodă, eu mă simt bine, este superb. Foarte frumoasă, foarte frumoasă, de lume multă, numai că ne cam frică de copilul ăsta. Dar avem măști, avem... Da, da, foarte frumoasă. Foarte bine, îmi place foarte mult aici. Am fost și la Eforie Nord, dar e mai puțin animat și e, se vede că e final de sezon. Aici e plăcut încă, nici nu se simte că este aproape sfârșitul lunii septembrie. Ne simțim foarte bine, suntem bucuroși că am venit. Este foarte frumos pentru noi localnici, că n-am mai fost până acum aici. Și e ceva plăcut, relaxant și... Foarte frumos, foarte frumos! Sărbătoarea Recoltei este primul eveniment de acest gen din stațiunea Olimp. Pentru anul viitor, organizatorii promit seri la fel de reușite. So that's right, song is all that's right.